Maria se preobla, Maria se preobla, aire lui Doamne, ca se ca să lași, ca să-și capete să lași. Aleluia, Doamne! Dragi prieteni, dragi telespectatori,
O ediție cu totul și cu totul specială, la Onești, județul Bacău, orașul meu de suflet, unde iată am ajuns după ce am călătorit prin toate marile orașe ale țării, am fost și în Republica Moldova, am zis așa, să invităm pe toți colegii din Onești. Cei care au avut disponibilitatea sunt și cei mai buni din Onești, așa că, dragi telespectatori, rămâneți împreună cu noi la televiziunea Favorit, împreună cu cei mai buni artiști din Onești. Ei, astea fiind spuse, eu zic să trecem să prezentăm echipa. Suntem de la formația Condor, da, din Onești. Da, să vină mai aproape colegii tăi. Invit de la și Condor. Colegii mei alături de mine. Așa. Le-ai spus numele la fiecare? Laurențiu. Și? Și Suraj. Suraj. Aplauze și pentru Laurențiu și pentru Suraj. Thank you.
pastila n-am răbdat. Din Odilia la stâl, ca să pască iarbă bun, din dul de primaș, adă-mi bare dulcicaș. Păi, păi, din triuri pilene, stână, tai-rai-ra, tai-rai-ra-i-ra, brânza să se facă bun, tai-rai-ra, tai-rai-ra-i-ra, triușul la lângă, tai-rai-ra, tai-rai-ra-i-ra, ca până la frământa, tai-rai-ra, tai-rai-ra-i-ra, ce din triuri pilene. Oh,
Aplauze bine meritate, dragi prieteni, ați observat, la Onești este o atmosferă incredibilă, o atmosferă extraordinară. Profit de această ocazie să mulțumim încă o dată doamnei Lili și domnului Mihai Iancu, gazdele noastre de aici de la Season Onești România. Dragii mei, a fost și este în continuare o atmosferă deosebită, dar vreau să vă prezint un vechi prieten cu care mi-aduc aminte cântam la cele mai frumoase nunți de aici din Moldova noastră dragă și vreau să vă spun că întotdeauna când ne întâlneam era pentru noi o mare sărbătoare. Să știți că artiștii din Onești iubesc muzica, nu se duc supărați la nuntă, se duc bine dispuși, așa cum în această ediție și prietenul meu Filimon este. Dragul meu, bine ai venit la televiziunea Favorit! Bine v-am găsit! Țin pe această cale să-ți mulțumim ție că ne-ai făcut invitație la această emisiune și fac un apel la toți băieții, toți muzicanții din Onești, care sunt muzicanți, să vină să-și arată talentul aici, cât mai avem o șansă. La Favorit împreună cu doamna Lili și domnul Eugen Enguranu. Țin pe această cale să le mulțumesc prietenilor mei care am peste hotare și în țară. Țin să mulțumesc și copiilor mei, Dinu Dumitru Zisuraș, Dinu Laurențiu, mai am unul Victoraș, tot la fel. Țin să mulțumesc domnului Jipa, prietenul nostru, pe această cale. Și totodată salutări și fiului meu care e în Anglia. Am să cânt o melodie, prima melodie care este o sârbă de-a mea, e dedicată lui. Și după aia urmează o horă moldovenească și o bătută ca la cașă. Tot așa. Noi încă o dată îi mulțumim lui domnul Eugen Ungureanu și îi dorim multă sănătate familiei lui, atât a lui cât și lui doamna Lili, și la întreg Oneștiul lăutarii să vină să-și arate talentul aici, cu domnul Eugen Ungureanu, pentru că a fost singurul om care a avut ambiție să facă ceva în viață și pentru lăutari. Mulțumim, domnul Eugen! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că el este un om foarte sincer, arată mult mai bine decât mine, este tânăr pentru că muzica îl menține foarte tânăr alături de copiii lui și foarte, foarte important, iată o chestie care se aplică la Onești. E bine ca artiștii să demonstreze la televiziune ceea ce știu. De aceea am spus eu la începutul acestei filmări la Onești că vă voi prezenta într-adevăr cei mai buni lăutari, cei mai buni muzicanți din Onești, pentru că Oneștiul îmi este drag, pentru că nu ca alți colegi de-ai mei le-a fost rușine să spună că sunt din Onești, sunt oneștean, sunt mândru și sunt mândru că pentru mine, pentru telespectatorii televiziunii Favorit și pentru spectatorii care au fost în această seară aici la Season Onești, ne cântă maestrul Filimon, Filimon de la Onești. We'll be right back.
să pleci din nou la drum. Iubito, vezi ce lași în urmă acum, tristețea mea și dorul meu nebun, o lacrimă și un suflet de român. Chiar dacă ai să pleci din nou la drum, iubito, vezi ce lași în urmă acum, tristețea mea și dorul meu nebun, o lacrimă și un suflet de român. Crezi că vei găsi o iubire mai curată? Crezi că vei iubi cum n-ai iubit vreodată? Nu uita că eu te voi aștepta mereu. Nu uita că eu te voi iubi mereu. Uită-te odată în urma ta, gândește-te și la ce va urma. Tu pleci acum, dar nici nu te gândești ce simplu e să părăsești. Mai uită-te odată în urma ta, gândește-te și la ce va urma. Tu pleci acum, dar nici nu te gândești ce simplu e să părăsești. Crezi că vei găsi o iubire mai curată? Crezi că vei iubi cum n-ai iubit vreodată? Nu uita că eu te voi aștepta mereu. Nu uita că eu te voi iubi mereu. Vorbele sunt acum deșarte, tu ești acum cu altul și ce-ți pasă? Iubirea ta e joc doar prefăcut, ce rost a avut de la început? Dar vorbele sunt acum deșarte, tu ești acum cu altul și ce-ți pasă? Iubirea ta e joc doar prefăcut, ce rost a avut de la început? Crezi că vei găsi o iubire mai curată? Crezi că vei iubi cum n-ai iubit vreodată? Nu uita că eu te voi aștepta mereu. Nu uita că eu te voi iubi mereu. Crezi că vei găsi o iubire mai curată? Crezi că vei iubi cum n-ai iubit vreodată? Nu uita că eu te voi aștepta mereu. Nu uita că eu te voi iubi mereu. La 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 la.
mână ghidăniță. Magapă, 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 mediocoriția, stina pană ghidăniță. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere! Bată-l Dumnezeu de bir, că m-o lăsat năcăjit. Bată-l Dumnezeu de bir, că m-o lăsat năcăjit. M-o lăsat fără un leu, mai șamar de capul meu. M-o lăsat fără un leu, mai șamar de capul meu.